hai cu neața și cu toate alea. Direct din bârlogul lui Cezarău. Pentru că pe noi ne-ați văzut foarte mult doar călătorind, mai vine o vreme când trebuie să stăm și pe acasă. V-am spus încă de la început că canalul nostru nu va fi unul dedicat pe travel, dar în cea mai mare parte o să fie travel pentru că nouă ne place să călătorim. Însă acum este un moment în care trebuie să stăm acasă undeva la vreo o lună și un pic pentru că am niște probleme de rezolvat. Așa că asta ne va da mai mult timp să ne gândim și să ne planificăm următoarea destinație. Și acum că Cezarea o stă acasă și lucrează, că Cezarea asta face toată ziua în bârlogul lui, dă din butoane, a venit vremea să-mi schimb scaunul de birou. Este un scaun foarte vechi. Auziți puțin cum face. Și nu numai că scârție, dar s-a deteriorat foarte mult pentru că eu îmi petrec foarte multe ore la birou și nu mă ajută, mă doare și spatele, că nu-mi ține capul, este mai micuț așa și nu mă ajută absolut deloc. Așa că astăzi o să mă duc să-mi cumpăr un scaun, o să-l montăm împreună, îi facem un review, dar o să vă arăt și puțin bârlogul meu, pentru că nu v-am arătat niciodată așa cum arată biroul meu. Acesta este biroul lui Cezarău, unde îmi petrec cea mai mare parte din timp. Avem biroul cu laptopul, monitoarele audio. Avem aici o etajeră cu unde îmi depozitez eu, îmi țin toate echipamentele pe care le mai am. Acolo e imprimantă, un birou de lucru. Și nu lipsește de acolo din spate Xbox-ul. Uitați-vă și voi cum arată un scaun muncit. Ia uitați cum a ajuns mânerul. Munci, nene. S-a muncit din greu pe scaunul ăsta. A fost bun, m-a ținut undeva la vreo, cred că 3 ani de zile, dar gata, a venit timpul să luăm unul mare, serios, așa ca pentru Cezarău. Și mergem la Altex, pentru că am văzut un scaun care mie mi-a plăcut. Mergem să vedem dacă este în stoc ca să-l iau azi. Venim acasă, îl montăm, vă spun cum mă simt în el și mai vedem. Alina e pe jos, e cu treabă, e cu spală vase, spală rufe, dă cu mopul. Alina e fată de casă. V-am zis eu că am făcut alegere bună. Să-l iau pe ăsta. Să-l iau pe ăsta. La alea nu ne uităm că sunt prea mici. Unul dintre ăsta două, cred. Mi-aș lua și un pad din ăsta pentru mouse, care este foarte mare, are aproape un metru. Și arunca pe aștia statura pe el. E și RGB, cred că s-ar vedea frumos pe birou. Hai să-l luăm. Vă rețin puțin pentru a mulțumi partenerului acestui canal și protector al datelor noastre online, ExpressVPN, cel mai vechi în industrie și probabil cel mai rapid serviciu VPN. Toți urmăritorii acestui canal primesc 3 luni gratis și 49% reducere pentru abonamentul anual. Tot ce trebuie să faceți este să accesați linkul din descriere. Eu folosesc acest serviciu de peste 2 ani de zile, atât pe telefon, tabletă sau PC, și mă ajută să-mi țin datele 100% în siguranță atunci când mă conectez la orice rețea publică. Tot cu ExpressVPN putem accesa website-uri sau conținut de pe acestea care sunt blocate în anumite regiuni, cum ar fi Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu sau altele. Așa că accesează linkul din descriere pentru a învăța mai multe despre cum ExpressVPN îți protejează datele online și ia-ți oferta specială din partea mea cu 3 luni gratis plus o reducere de 49% pentru abonamentul anual. Bă, m-ai așteptat aici? Gata, am ajuns cu cutia. Acum să o băgăm în casă, să o urcăm pe scări, o ducem în birou și începem asamblatul. Să deschidem cutia, o să luăm padul ăsta de aici, o să-l vedem și pe ăsta puțin mai încolo, îl punem aici.
Acum luăm pe prietenul nostru cutter. Așa. Și aici. Și așa. Și desfacem cutia. O să scoatem tot din cutie. Dăm afară totul. După aceea scoatem cutia afară. Le punem aici înșirate să le vedem. Asta ca să vedeți și voi, care, dacă sunt dintre voi care doresc să-și ia un astfel de scaun, să știe ce are înăuntru. De fapt, ce ar trebui să aibă înăuntru. Am îndepărtat toate pungile, toate protecțiile. Și ce vreau să vă spun e că scaunul a venit ambalat foarte bine și nu prezintă urme de zgârieturi. Adică a fost ambalat cu foarte mare grijă și foarte bine. Avem acolo accesoriile pentru montat, imbusul și șuruburile. Și da, acum trebuie să trecem la asamblat. Și după 20 de minute am reușit. Așa arată scaunul. Uitați-vă și voi la diferențe, cum e ăsta, bătrânul și șeful lui aici, foarte tare. Arată foarte, foarte bine și e mare, acum am și eu capul pe ce se sprijine, aici nu reușeam și după ce stăteam 4-5 ore mă durea foarte tare gâtul. Acum pe ăsta sper că va fi totul ok. Mi-au mai rămas două șuruburi. Și chiar mă gândeam, bă, ce se întâmplă, că dacă rămân piese ceva nu e în regulă. Dar am citit aici și sunt șuruburi de rezervă. Așa că suntem bine. Bun, și hai să vedem acum cât de confortabil este scaunul. Și ce pot să spun e că e bine de tot. Mamă, chiar e super confortabil și nu știu. În felul ăsta eu nu mai lucrez, eu dorm. Mânerele se reglează pe patru direcții. Avem aici un buton pe lateral și le mișcăm față-spate. După aia avem în lateral așa, deci în exterior sau în interior. După aceea avem sus-jos. Da? Și aici pe interior mai sunt două butoane unde le putem depărta puțin. Vedeți? Așa s-a apropiat, așa s-a mai depărtat. Deci, reglare pe patru direcții, ceva mai rar. Am văzut pe două direcții, am văzut pe trei, dar așa pe patru nu am mai văzut. Avem pistonul pentru ridicare. Scaunul nu se ridică foarte mult, pentru că este deja foarte înalt. Așa, hai să vedem cât de mult se lasă pe spate. Ia să vedem. Foaie de capul meu. Mă pun aici în poziția de lumea cealaltă și aș putea să dorm aici fără niciun fel de problemă. Uitați-vă și voi cât de mult se lasă și nu-mi dă senzația că s-ar putea răsturna cu mine. Deci este foarte, foarte solid. Roțile nu agață pe parchet, adică nu simt că ar zgâria parchetul, pentru că materialul care îmbracă roțile este unul moale, așa, care se mulează pe parchet. Celălalt scaun cam zgâria, dar ăsta nu. Și se și aude bine. Se aude soft, așa. Celălalt ziceai că dă cu grebla pe parchet. Da. Păi rămâne să vă mai spun cum mă simt după mai mult timp, nu știu, după probabil după o săptămână de utilizare. Ah, și încă ceva. Mai avem aici perna aceasta pentru lombar și aceasta de aici pentru gât. Înăuntru, construcția este din... E acel burete, de fapt nu burete, este spuma de cu memorie și este foarte ok, se simte că este foarte, foarte,
foarte bine, nu e acel burete obișnuit, foarte tare, nu, este exact ce trebuie. Prețul a fost de 1500 de lei, este un scaun, nu este un scaun ieftin, nu este niciunul foarte scump, aș putea să spun că se duce așa, de la mediu spre high, așa, și la calitate. Bine, asta din ce îmi dau seama acum, probabil că cel mai bine va fi să vedem cum o să se comporte scaunul ăsta în timp. Am montat și padul și arată foarte bine. Dați-vă și voi cât de mare este. Am încăput tastatura lejer, mouse-ul, controllerul RGB l-am conectat la USB direct la monitor, pentru că și monitorul are un RGB pe dedesubt și chiar arată bine. Avem și acel RGB de acolo, de la culorul pentru laptop. Hai că am redus puterea luminii, să vedeți mai bine cum arată acum tot setup-ul meu. Ce spuneți? Ia să-mi scrieți în comentarii dacă vă place acest setup al meu de lucru. Mie îmi place foarte mult acum cum arată cu mousepad-ul ăsta. Ăsta îl găsiți la 110 lei. Este de un mousepad de la Akiris cu LED. Și eu zic că e ok. Pentru 100 de lei e super, super bine. Așa, hai că a apărut și Alina în peisaj. V-am spus aseară că era cu mașini de spălat, cu mop, cu toate alea și a făcut o treabă bună. Eu când am venit și am montat scaunul, i-am creat la treabă, după aia a dormit și acum să vezi și tu cum e scaunul și cum te simți. De arătat arată oricum bine, dar sunt multe care arată bine. Așa că bagă-te pe... M-a chemat omul să-i fac review la scaun. I-am făcut eu. Tu așa să... Așa. Să vezi tu cum e. Ia uite. Review din partea la mea. Tine deja e... E super spațios. Dacă mă pun ca lumea ca să mă pun cu tot spatele, știi, pe spătar, eu nu mai am loc să... Nu mai am loc cu picioarele la... Da. Mă scuzați, la podea. Uite, aici ai mânerele, dacă... Dar ce-mi place la mânerele astea? Uite, sunt soft și dacă apeși pe ăsta, exact. Aici, uite, se poți să-ți da, reglezi. Sunt foarte soft, nu e plastic de la aha, tu, știi? Au, da. Eu... Asta dacă ești de la care nu poți să stai cu mine pe lângă. N-ai loc de la care, n-ai loc de tine. Care n-ai loc de tine, stai așa, știi? Dar dacă ai loc de tine, stai așa. Și pe, dacă o să te miști cu el, o să vezi că merge bine un parchet, nu mai zgârie ca ăla. O să vezi că se simte. Dar trebuie să ajungi cu picioarele jos, că tu ești mică. Ești o pitică. Da. Uite, și acum vină mai încoace. Îți arăt o chestie șmecheră la scaunul ăsta. Asta e, mă bucur că nu... Vină spre mine. Să-ți arăt o chestie super, super șmecheră. Așa, du-te în partea asta, așa. Așa. Uite, așa. Și vezi că ai aici, în dreapta, o manetă ca la reglatul scaunului la mașină. Așa. Tragi de ea în sus și te lași pe spate. Lasă-te. Du-te de aici. Și acum... Nu cred. Și acum, uite, stai așa. Bate soarele prea tare aici. Și acum gata, când ai chef să stai puțin așa, ia uite. Gata, mă. Hai somn ușor. Păi tu și confortabil e? Bă, hai să mă ducem. Bravo, mușu. Nu mă bucăți la scaunul în sfârșit, ci că nu te mai vaieți pe spate. Da. Și așa e problemă. Și acum, dacă vreau să-l trag, l-a demontat, Alina. Trebuia să stai puțin cu el, pe el, ca să nu vină călare pe tine. A, nu, e căpăciune. E protecție de plastic. A venit Alina. Pe ce pun mâna stric? Păi, da, eu știu, las, ca să nu mai fac o prostie. Da. Nu o să fac șoc, la fie au. Da, iau. Ca azi ar trezit de dimineață. Da, ca 5 ore de soară. Și faci și ceva, un platou frumos, așa, să se gâșne de dimineață. Să fii foame. Cum să faci și că ți-e foame? De câte luni trebuie dacă mănâncă ceva, ce nu? Am mâncat un iaurt. Bine că se fac și ceai. Vă pup, vă las cu Cezar. Bun, hai să vedem dacă tot am luat scaunul ăsta. Hai să vedem dacă îi pot împușca pe ăștia mai bine. Ne relaxăm și noi puțin. Ah, ce mi s-a părut că am văzut pe cineva. Îi dăm o grenadă în ăsta aici.
Ha! M-a luat direct în farină. Hai să mai băgăm o pisă. Oh, direct. Altceva pe scaunul ăsta. Sunt foarte confortabil. Mamă. Îl simt că e pe aici pe undeva. Hai de capul meu. Ăștia sunt copii de aia, bă, care n-au viață și stau toată ziua la calculator. Păi mă bat eu cu ei. Ăla e al meu. Mă bat eu cu copiii ăștia. Iasă, acum iese de undeva de aici. They're dominating us. Go on the offensive. Securing C. Aoleu, 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 aoleu. Ha! Nu e ziua mea bună. Băi, dar cum te împușcă, bă, copiii ăștia, bă. Nici o șansă. Băi, mă ajutiți voi și voi la fotbal, mă. A jucat și voi, v-ați ascunsele, a jucat și voi, capranou. La pregăt. Stați toată ziua la calculator și când intră ce zareau o putin să relaxeze, îl omorăți. Tot mai împușcă pe unul. Ia. Așa mă, gata. Eu sunt mulțumit. Dacă am omorât 3 zmardăi de ăștia, mă declar mulțumit. Hai că n-am nicio șansă în joc cu copiii ăia. Dacă nu se mai duce ei pe la școală, nu mai ieși pe afară. Ăsta a fost vlogul de azi. Acesta a fost scaunul de gaming de la Genesis. Aveți un link în descriere. Dacă doriți mai multe informații, accesați linkul și vedeți acolo toate detaliile. Nu uitați de ExpressVPN. Dacă vreți un VPN, intrați în linkul din descriere și o să obțineți o reducere de 49%, iar eu obțin un mic comision, așa că toată lumea este fericită. Până în următorul vlog, toate cele bune!